Dacă urmăriți cu atenție, în ultimii 10-15 ani, în sistemul de cercetare s-a instituit aceste momente ale unităților de cercetare sau cere de dezbatere pe anumite probleme. Concursul de la Valea Călugărească este la 10-a ediție. A fost puternic susținut și în perioada când eram ministru, dar mai ales acum de când sunt președintele Academiei și țin foarte mult la astfel de manifestări, de așa astăzi, cu toate problemele pe care le avem și personale și la Academie, am ținut să fiu prezent aici. Pentru că problema strugurilor de masă în România nu este o problemă oarecare. Și din păcate și eu, ca ministru, n-am reușit să o aduc decât să păstrăm acel program mare de reconversie în viticultură, fără să putem reuși la Bruxelles să obținem aprobarea pentru elemente specifice acestui sector. Dar ceea ce este important la acest moment pe care colegii de la Institutul de la Valea Călugărească îl fac aici, este faptul că ne prezintă ceea ce are România la această dată, ca soiuri de struguri de masă. Pentru că în cea mai mare parte sunt soiuri autohtone, inclusiv din Republica Moldova. Cu o participare și a stațiunilor noastre și a universităților, dar mai ales a producătorilor privați, particulari. În ultimul o să vă trimit de altfel o carte care a apărut în ultimul timp cu soiurile românești de viță de vie de la Drăgășani, cele care le folosim și pentru vin și pentru masă și avem un patrimoniu senzațional. Și am lansat, chiar și azi am spus-o, că noi am greșit și noi la Academie, că n-am luat să forțăm prin teme de cercetare domeniul acesta al strugurilor de masă. Și cred că în pasul următor vom construi o astfel de strategie în care România să redevină producătoare de struguri de masă, măcar la nivelul de necesități de consum intern, dacă nu, și cu posibilități de export, așa cum a fost înainte.